Dermatita atopică are o prevalență în populația adultă de 3-5% și înțeleg că la copii ar fi mult mai mare, de 20 până la 25%. Cel puțin așa am văzut că arată datele analizei SRAIC, societatea pe care o conduceți. Aș vrea să-mi actualizați puțin aceste date, să-mi spuneți dacă au rămas la fel sau s-au schimbat și cum estimați că vor evolua în viitor aceste valori. În general, datele de prevalență a bolilor în România sunt aproximative. De ce? Nu avem un sistem unitar de monitorizare a diferitelor boli și de aceea mă bucur că colegii noștri de la dermatologie au generat un registru național pentru diverse boli cutanate, inclusiv pentru dermatita atopică, și sunt convinsă că în aceste condiții vom putea avea date reale despre România. Ceea ce există în general sunt estimări legate de alte țări similare României, astfel încât, știind că statistica este o știință exactă, putem spune că acestea sunt datele și pentru România. Și da, e adevărat, dermatita atopică are o prevalență mai mare la copii. Practic, în ceea ce noi numim marșul atopic, face parte din începutul acestei atopii, acestui mod de a răspunde al alergicului, atopic fiind altfel, un răspuns altfel, caracterizat prin potențialul de a produce acei anticorpi specifici alergiei, respectiv imunoglobulinele E, față de diverse alergene. Și dacă în primele luni de viață, primele manifestări sunt de alergie alimentară, pentru următoarele luni de viață și mai ales în primii 3 ani, este această dermatită atopică. Iar înspre 4-5 ani începe să apară rinită alergică și, din păcate, continuată de astm. Și de multe ori aceste boli sunt prezente la același pacient. Deci putem vorbi de un corolar al bolilor alergice și mai mult de posibilitatea de a avea o predicție către, de exemplu, un astm. Un copil cu o dermatită atopică severă are un risc mult mai mare să dezvolte un astm alergic. Vorbim în viitor de o creștere a numărului de cazuri, având în vedere poluarea, având în vedere clima care se schimbă, având în vedere tot ceea ce folosim în fiecare zi, mă refer la produse oarecum agresive pentru piele? Așa este. Alergiile sunt considerate o epidemie a secolului 21 și sunt asociate cu acest stil de viață vestic, în care înseamnă urbanizare, înseamnă expunere la poluanți, înseamnă, așa cum ați menționat, utilizarea unui număr mare de substanțe chimice de curățenie și expunerea la o multitudine de alergene, în detrimentul unui răspuns normal, cel al răspunsului față de agenți patogeni, nu întotdeauna foarte periculoși. Practic, teoria cea mai acceptată în dezvoltarea alergiilor este această teorie a vieții în condițiile urbane versus condițiile la țară, unde expunerea la viața de fermă, la contactul cu mai mulți frați, la colectivitățile în care este până la urmă copilul expus la animale, îl face să aibă un răspuns tolerant. Pe când un copil crescut în oraș, în condiții de bloc, fără contact cu ceea ce este firesc în viața de zi cu zi, va genera riscul de a avea un copil atopic, care în final va deveni alergic. Dermatita atopică este o boală cronică inflamatorie care se manifestă la nivelul pielii, motiv pentru care majoritatea pacienților ajung la dermatolog. Dar să nu uităm că are un impact și asupra psihicului, dar și la nivel social, nu mai vorbesc de stigmă. Face acest lucru ca dermatita atopică să fie o afecțiune greu de diagnosticat și de controlat?
Poate nu greu de diagnosticat, pentru că are modificări tipice la nivel cutanat, locul în care apare aceste leziuni, forma lor, acea roșață, acea zonă care apoi devine cu squame, pruritul, acea mâncărime care însoțește aceste leziuni, sunt tipice în funcție de vârstă, astfel încât un medic poate să recunoască o dermatită atopică în general, cu atât mai mult un specialist, și de aceea cu cât un caz este mai complex, el trebuie văzut de medicul specialist. Problema este că, într-adevăr, încărcătura aceasta psihică, alterarea calității vieții, este o altă dimensiune despre care vorbim mai mult în ultimii ani. Dacă atunci când eu am făcut medicina se vorbea de boală, punct, acum când lumea a evoluat, vorbim foarte, foarte mult de calitatea vieții, de aprecierea impactului bolii asupra acesteia. Există o mulțime de chestionare și astfel încât putem să apreciem cât de grav este impactată viața pacientului și invers, atunci când este tratat corect, cum se ameliorează calitatea vieții sale, asociat cu această ameliorare a simptomelor. Iar dermatita atopică are o problemă atât de mare pentru că ceea ce supără enorm pe lângă leziuni este acest prurit care nu lasă omul să doarmă, nu se odihnește. Practic, de mult se și numea neurodermită pentru că afectează terminațiile nervoase și generează un prurit care afectează viața, generează un prurit și mai mare, deci este un cerc vicios în care omul se scarpină, senzația de prurit crește pentru că este o inflamație extrem de complexă care stă la baza acestui proces și astfel încât leziunile vor genera leziuni în forma aceasta cronică și practic asta este ceea ce îi superă pe cei mai mulți, faptul că nu se pot odihni, că nu se pot concentra, că nu își pot desfășura o viață normală din nevoia aceasta de a se scărpina permanent și cu cât afectează o zonă mai mare de piele, ne putem da seama că este cu atât mai impactant asupra calității vieții acelui pacient. Mai există și alte exeme, cum ar fi dermatita de contact, cu care ar putea fi confundată dermatita atopică. Ce alte boli ne pot induce în eroare atunci când vorbim de diagnosticul dermatitei atopice? Dacă ne referim la copilul mic, ar putea fi într-adevăr o dermatită de contact, la cel sugar, chiar ceea ce se întâmplă, dermatita dată de locul în care are aplicat scutecul, o eczemă care poate fi datorată unui factor infecțios, dar din nou subliniez, sunt tipice leziunile, așa încât cu cât ești specializat, inclusiv pediatrii recunosc această afecțiune. Problema se pune când se face o suprainfecție, pentru că acest grataj, această frecventă scărpinare are ca risc și suprainfecția cu stafilococ, care agravează și mai mult procesul inflamator, aducând și ceea ce face o infecție la locul respectiv. Și atunci devine complexitatea aceasta în a recunoaște că este suprainfecție pe această leziune. Poate pentru un necunoscător ar putea fi și modificările date de scabie, dar sunt cu totul în altă locație, în mod obișnuit, deși și acestea se schimbă câteodată. Deci tot ce induce până la urmă grataj și inflamație cutanată ar putea fi la un moment dat o problemă de diagnostic, mai ales dacă survine și această suprainfecție. Iar la adult se pune câteodată problema de a face diagnostic diferențial, din nou, cu dermatita de contact și poate cu un început de psoriazis, dar din nou leziunile arată altfel și localizarea este altfel, mecanismul care stă la bază este o inflamație de alt tip. În cât timp este diagnosticat un pacient cu dermatita atopică de la apariția primelor semne până la tratament? Și aici aș vrea cumva să vă întreb și dacă pacienții vin repede la medic. Eu lucrez într-un centru universitar. Avem o legătură foarte bună cu medicii de familie. Avem noi relații de interdisciplinaritate, pediatria, alergologia, dermatologia.
așa încât pot să spun că această bună conlucrare, inclusiv cu medicii de familie, face ca majoritatea cazurilor la copii să poată fi diagnosticate în timp util. E adevărat că nu de la primele manifestări și e adevărat că nu în orice familie există această educație pentru sănătate și de aceea rolul medicului de familie este foarte important. Poate un părinte, un tânăr nu își dă seama imediat că este o problemă cu copilul lui, dar având legătura cu pediatru, cu medicul de familie, acesta poate să gândească la faptul că ceea ce are un copil mic nu este o leziune dată de scutec sau ceva trecător, și atunci poate fi văzut în timp copilul. Cu cât ne îndepărtăm însă de centrele universitare în care există cunoștințele legate de această boală, cu atât întârzierea este mai mare. Și cu mult mai mare este în cazul pacienților adulți, în care nu se gândesc de la prima idee că ar putea să mai fie o dermatită atopică. Și aici intervine problema de luni și ani până devine o eczemă gravă și atunci se pune problema diagnosticului. Deci depinde de vârsta la care a început boala, depinde de mediul în care trăiește acel pacient, fie că e vorba de copil, fie de adult, de colaborarea cu medicul de familie și cu specialistul, așa încât în România avem un puzzle de modalități de a spune de când începe boala până apare un diagnostic corect.